Maia, fetița în vârstă de 6 ani din Sibiu, care a fost lovită de o mașină miercuri seara, este în continuare în stare gravă. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea de sănătate a copilei, mai ales că în prezent este în comă profundă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu oferă cetățenilor posibilitatea de a efectua la cerere contra cost teste RT-PCR pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 și pentru identificarea anticorpilor de tip IgG, IgM și anticorpi neutralizanți antiproteina Spike-S. Mai mulți sibieni care locuiesc într-un complex de blocuri de pe strada Albert Bilț din municipiul Sibiu au o serie de nemulțumiri, iar acesta din cauza taxelor extrem de ridicate pe care trebuie să le plătească lunar asociației de proprietari. Aceștia spun că fac abuzuri foarte mari și că în fiecare lună se strâng sume considerabile de bani, iar cheltuielile nu se fac în mod transparent. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.